zi de mare sărbătoare la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Astăzi a fost organizat evenimentul festiv prilejuit de aniversarea a 104 ani de existență ai Colegiului Național, la care a participat atât foști elevi, profesori, cât și persoanele publice din județ. Misiunea Colegiului Național Gheorghe Țițeica este promovarea excelenței prin și în educație, exprimată în termen de valoare adăugată și valoare creată prin dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim. Asta se întâmplă de 104 ani, de când Colegiul Național Gheorghe Țițeica are performanțe nenumărate. La evenimentul aniversar au fost prezente și autoritățile locale, cele județene, alături de profesori și de elevi. 104 ani de rezistență și de excelență. La mulți ani, CNGT! N-aud! La mulți ani, CNGT! E despre noi! La multe și frumoase realizări! 104 ani de schimbări, adaptări, urcușuri și coborâșuri, până la urmă, evoluție! Purtăm cu eleganță pe umeri haina acestor ani, mulți sau puțini, care astăzi ne oferă ocazia de a afirma cu mândrie și cu tărie că suntem cel mai prestigios spațiu al învățământului medițean. Nu-i așa? Promovabilitate de aproape 100 la toate examenele naționale. Sute de premii la olimpiade și concursuri, proiecte europene și naționale, activități variate cu instituții de prestigiu, un învățământ de cea mai înaltă calitate, implicare în viața comunității, ordine, morală și demnitate. Colegiul Național Gheorghe Țițeica își propune să asigure un nivel ridicat de performanță școlară care să stimuleze parcursuri individuale de pregătire comparabile cu standardele naționale și europene, în vederea integrării socioprofesionale optime a absolvenților. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a fost prezent la eveniment, subliniind faptul că o educație sănătoasă se bazează pe un parteneriat între părinți și profesori pentru a-i conduce pe adolescenți pe drumul cel bun. Bun găsit tuturor, domnule prefect, domnule primar, stimată doamnă director al Colegiului Național Gheorghe Țițeica, distinși dascăli, dragi elevi. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la sărbătoarea Colegiului Național Gheorghe Țițeica. La momentul actual, cred că nu greșesc când spun că este cea mai bună instituție de învățământ din județul Mehedinți. Personal, apreciez corpul profesoral de aici pentru faptul că, pe lângă actul de învățământ care aduce performanțe colegiului și județului Mehedinți, menține educația la un nivel înalt, mai ales în această perioadă în care tinerii liceeni sunt pasibili de provocări ce le pot marca viața pe termen lung. O educație sănătoasă, pentru care este nevoie de un parteneriat între profesori și părinți, îi duce pe adolescenți în direcția bună și îi poate ține departe de tentațiile mai puțin sănătoase. Am încredere că la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, elevii învață pentru viitor și primesc o educație bună pentru viață. Totodată, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, prin primarul Marius Creciu, în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, prin președintele Aladin Georgescu, vor sprijini reabilitarea Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Edilul orașului și-a arătat totodată recunoștința atât față de cadrele didactice, cât și față de elevi. Faptul că aveți rezultate extraordinare la bacalaureat, că vă găsiți cu toții loc în societate, este un lucru extraordinar și un merit al dumneavoastră, al părinților noastre, dar și al cadrelor didactice. Aveți cadre didactice, ați avut, aveți și sunt convins că veți avea cadre didactice de valoare și o parte din caracterul vostru bun se datorează și acestor oameni. Liceul dumneavoastră va intra în reabilitare. Am terminat. Documentația. Săptămâna viitoare așteptăm ordinul de ministru. 10 milioane de lei, 2 milioane de euro sunt pregătiți să modernizăm liceul, să aveți un liceu
așa cum sunt și rezultatele voastre, extraordinare. Într-un cadru festiv îmbogățit de olimpici finaliști la fazele naționale, prefectul Alin Isuf a felicitat profesorii și elevii colegiului și a precizat că rezultatele obținute sunt rodul unei munci îndelungate și performante, presărate cu sacrificii și multe eforturi. La o zi aniversară, la o zi frumoasă, la o zi care arată tradiție, arată vechime, arată rezistență și mai mult decât orice, arată performanță. În general, mă bucur și sunt emoționat atunci când sunt invitat de unitate școlară la orice fel de manifestare pe care o găzduiește. Pentru că, sentimental, sunt legat de școală, sunt legat de profesori, sunt legat de perioada când am fost elev și, fără modestie, unul destul de bun. Și după aceea am avut bucuria și onoarea și plăcerea de a fi 4 ani cadru didactic. De aceea vă spun că, în mod subiectiv, sunt legat de școală. Dar faptul că un liceu de talia dumneavoastră, un colegiu atât de prestigios, care în ultimii ani s-a remarcat în mod deosebit și decisiv pe palierul unităților de învățământ mehedințene, chiar pot spune că mă onorează. Inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți Alin Tomoescu a participat la eveniment și a felicitat pentru toate performanțele obținute, atât pe elevi cât și pe profesori. Astăzi sărbătorim Ziua Colegiului Național Țițeica, un colegiu care are performanțe deosebite, care an de an a scos și va scoate în continuare copii de calitate, atât în ceea ce privește educația lor ca și oameni, cât și în ceea ce privește traseul educațional viitor. Îi felicit pe toți, atât conducerea cât și corpul profesoral, pentru educația de calitate pe care o oferă în Severin. Festivitatea a continuat cu invitarea în scena olimpicilor Colegiului Național Gheorghe Țițeica, în aplauzele tuturor. Birovescu Mario, geografie. Biță Sara, lingvistică. Boacără Sabrina, CSR, Bogdan Ionelia, neogreacă și fizică, Bordea Maria, Olav și OLR, Buda Maria, Olav, Burileanu Gabriel, fizică informatică, Busuioc Irina, Olav OLR. Prestigiul pe plan național al Colegiului Național Gheorghe Țițeica este meritul profesorilor excepționali care predau aici, dar mai ales al elevilor care aduc neîncetat premii multiple la olimpiade sau concursuri naționale.